putea să o invităm pe invitata noastră, Daniela Roba, cunoscut make-up artist, să guste din mâncarea noastră, dar divele, mă înțelegeți, nu mănâncă așa la orice oră. E vorba de o chestie, se respectă meniu, știți foarte bine. Râdem acum pentru că povestea Danei Roba este o, categoric una de binecuvântare în ultimul an de zile. Iată, ne apropiem de momentul când se împlinește un an, Dana, de când a fost... Astăzi, fix astăzi, da. În noaptea de 5-6, chiar azi dimineața când m-am trezit, am zis: Doamne, îți mulțumesc pentru viața mea. M-am simțit că am născut din nou. Așadar, ne întâlnim fix acum, fix astăzi, când se împlinește un an de la această agresiune. Ne aflăm într-o situație pentru Dana foarte bună. Și-a revenit într-un mod absolut miraculos. Da, muncește. Dincolo de urmele accidentului, pe care cu siguranță trebuie să le repare în timp. Uite, asta este de acum un an de zile. Când vezi imaginile astea la citire? Iulie-august. Mă gândesc că de mult am plâns. Foarte mult am plâns. Deci până am început lucru, când stăteam în casă și mă vedeam între patru pereți, atâta plângeam și iarăși mă suna Lidia și spunea: nu mai plânge, gata, nu mai plânge. Nu mai plânge, nu ai de ce să plângi, te rog, o să te faci bine. Când am văzut că nu mai am telefon, el mi-a spart prima fază, el mi-a spart telefonul ca să nu pot să sun la poliție. Nu știu, cred că s-a gândit: bă, dacă nu moare asta, o să sune la 112. Mi-a spart telefonul și am zis: ce fac, eu nu mai am telefon. Și a zis: nu. Și atunci mi-a trimis imediat, peste câteva zile, mi-a cumpărat alt telefon și mi-a trimis în România. Extraordinar. Ce, mie nu, uneori nici mie nu-mi vine să cred, dar dacă îmi ridic părul, îmi vine să cred. Da, acolo există o urmă pe care Dana probabil că o va elimina în timp, pentru că este o operație complicată, scumpă. Da. E un om care muncește zi de zi, nu ia banii de nicăieri, nu-i primește de undeva. Și după 7 săptămâni, Cristian, lumea trebuie să știe că eu m-am întors la lucru. Deci fete de etnie sau fete români ce-mi spun: Dana, eu dacă pățeam ce ai pățit tu, eu nu mai lucram în viața mea. Deci toată viața aș fi cerut la oameni să-mi dea oamenii să trăiesc. Eu nu mai mă întorceam la lucru. Cum ai putut, băi femeie? Am zis: păi, dacă am putut să mă întorc de pe partea pe cealaltă, în balta de sânge, pot să și muncesc după ce m-am făcut bine. Cum să nu? Și motivul meu de muncă sunt copiii mei. Eu știu că copiii mei trebuie să investesc în ei. Imediat vom intra în legătură cu domnul avocat Bolosin, cel care o reprezintă pe Dana în procesul cu încă soțul ei în acte. Apropo, asta nu se poate face mai repede sau nu dorește? Nu se poate. Din păcate, România este o țară foarte lentă. Dar ar putea să existe? Adică el își dorește să mai fie soțul tău? Nu știu ce își dorește, el nu mă interesează. Adică nu poate să fie la notar să semneți semnătura să scapi? Nu, asta era foarte simplu. Asta mi-am dorit eu de la început. Încă să fim divorțați, să locuim în același apartament, să nu știe nimeni că suntem divorțați. Și dacă ne-am fi împăcat, deci lumea n-ar fi știut că noi suntem divorțați. Dar eu am vrut să nu mai pot să... N-am mai vrut să mă mai culc cu el, n-am mai vrut să știu că el este soțul meu, pur și simplu. N-am mai vrut. Și atunci, înainte cu 4 zile, știți foarte bine, oamenii știu că el mi-a dat cu ciocanul în cap în timp ce eu dormeam. Deși el a mințit că nu, că fetele n-au fost acasă. Ei, am făcut expertiza psihologică. Te rog. Expertiza psihologică clar, a arătat că fetele au fost de față. Fetele au spus psihologului că la mama în cameră mirosea foarte urâta sânge, mama arăta rău, noi nu mai vrem să-l vedem niciodată, îl urăsc, a spus Selin, Selin îl urăște și nu mai vrea să-l vadă niciodată și nu, pentru ea nu mai există. De multe ori mie îmi spune: Daniel nu e tată, gata mama, ăsta nu e tată. Mie uneori mă cutremur, mă jur, deci Dumnezeu mi-e martor să-mi pună Dumnezeu păcat dacă eu mint. Nu, așa, fetele au văzut. Până cea mică mi-a spus: mama, am făcut pipi pe mine de frică. Chantal mi-a zis: tremuram, mami, uite așa îmi făceau picioarele. Vă dați seama, m-am îngrozit. Dar omul ăsta care își iubea copiii, că eu știu că și el ce își imagina, că o să plece cu copiii undeva și nu să-l prindă nimeni? Nu, eu cred că el își imagina că eu voi muri, copiii rămân la fosta soacră și când va ieși el din închisoare peste 20-25 de ani, că dacă era moartă așa, atât ar fi făcut, iese și le zice că a murit de cancer sau că a murit de o boală. Bineînțeles că fetele ar fi aflat de la școală și așa mai departe, dar spălarea pe creier la un copil este foarte ușoară, adică, ați înțeles? Și atunci, până ar fi crescut fetele să le spună: frații mei, e adevărul. Dar Dumnezeu, care e Dumnezeu, în ziua de Rusalii, deci Rusalile și nu doar la Pentecostal, cât și la Ortodox, și e ca și Paștele. Mare deci sărbătoare. E o sărbătoare foarte mare, lumea nu muncește. El în ziua de Rusalii a încercat să-mi ia mie viața. Iar acum... Dumnezeu nu îi dă fiecăruia pe măsura lucrurilor pe care le dă. Dacă îl avem în legătură video pe domnul avocat Bolosin, hai să aflăm ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Bună ziua, domnul avocat!
Bună ziua, bine v-am regăsit. Bună ziua. Mă bucur. Suntem împreună cu Dana în studio. Am profitat de prezența ei la evenimentul Green Woman, în ocazie cu care Dana, care acum un an de zile era într-o baltă de sânge, a devenit o femeie aspirațională alături de alte doamne din înalta societate a României, femei care schimbă România, și iată exemplu ei și lupta ei pentru viață și pentru dreptate a ajuns să fie un model pentru foarte mulți. Așadar, am profitat de prezența ei pentru a afla de la dumneavoastră și de față cu ea despre ce s-a mai întâmplat în proces și, în plus, ce mai face domnul Balaciu, care am înțeles că în continuare, în loc să încerce să primească clemență, că de obicei în fața tribunalului sau la penitenciar, dacă te căiești, e mai bine. Cum? Ce se mai întâmplă, domnul avocat? S-a întâmplat ceva măreț ieri. Un mare filozof spunea că o dreptate târzie este una inutilă. Astfel am început ieri pledoaria finală. Așa cum vă spuneam, era o pledoaria finală unde s-au discutat exact tot eșafodat dosarului, probele dosarului și, bineînțeles, ceea ce am cerut noi. Dana știe foarte bine, un mare om ne spunea că a avut norocul ca și cum ar fi scăpat dintr-un accident aviatic. Și știe Dana că așa este ceea ce spun categoric. Eu. Deci Dumnezeu a fost de parte ei și trebuie să-i mulțumim că se află azi printre noi, ceea ce este foarte important și creți-mă că spun cu tot simțul răspunderii, fiindcă am proprietatea cuvintelor. Ieri s-a discutat fondul dosarului. A rămas cauza în pronunțare, pentru iulie vom avea acest fond al dosarului. Noi am cerut condamnarea la pedeapsă, atenție, nu spre maxim, ci maximul special de lege. Parchetul a cerut o pedeapsă spre maximul special prevăzut de lege, iar pe daunele morale am introdus cele două minuni ale lui Dana și a domnului Balaciu, fiindcă încă deocamdată este tată și are drepturi cu siguranță și poate că va avea dreptul, poate nu știu, că nu fac procese de divorț, cu siguranță că am cerut daune morale și materiale. Ceea ce am rămas oripilat este faptul că inculpatul prin apărător ales a cerut, atenție, respingerea integralitatea daunelor morale. Dumnezeule, să dai cuiva 10, 12, 15 de ciocane în cap, să ne fericești pe acel om, să aibă o cicatrice care poate să fie, atenție, o infirmitate poate permanentă, deci nu este una care a trece mâine, nu, fiindcă cred că Dana v-a arătat că are un șanț în cap, ăsta este termenul care este normal de spus, da? Să cer să-ți respingă pretențiile și daunele morale ca fiind nedovedite. Asta este căința unui om. Ceea ce m-a frapat pe mine este că am ținut o pledoarie destul de lungă, iar în momentul când am ajuns la acea evaluare psihologică de care făcea referire Dana și unde un expert autorizat ne spunea de acel sânge care simțeau fetițele în casă, da? Domnul Balaciu a izbunit în plâns, a început să zbiere, să urle în sala de judecată, că nu mai suportă, că nu... Eu am atras atenția în sensul că așa spune expertul și că nu-mi permit decât să citesc ceea ce spune un expert autorizat, ceea ce este și normal. N-am înțeles și cu siguranță nu voi înțelege de ce această răbufnire a unui inculpat, dar în momentul când ai dat ciocane în cap, domnule Balaciu, Daniel, ai avut o remușcare? Ai simțit ceva în acele momente de groază, nebunie, când ai distrus o femeie și, bineînțeles, ai distrus mama minunilor tale? Atunci nu ai izbucnit în astfel de ieșiri necontrolate. Gândiți-vă că vorbim de faptul că Dana a agonizat, atenție, aproape 6-7 ore, da? Într-o baltă de sânge. Circurau imagini terifiante cu Dana, cum era capul crestat, da? Și țineți foarte bine minte, îi se vedeau, cred că toate organele din cap, acum nu sunt medii de specialitate, dar am văzut, după 25 de ani de avocatură, am văzut nenumărate dosare, nenumărate, să spun așa, expertize care s-au făcut în dosare sau, mă rog, autopsii sau necropsii, cum vreți să le spuneți, și cu siguranță opinia publică a fost oripilată. Dana este o femeie puternică, Dana este o minune de femeie, eu nu o lau că sunt avocat, o lau că sunt om în primul rând și credeți-mă că sunt un om care am simțul responsabilității și afirm ceea ce îmi place, afirm cu probe. Dacă dumneavoastră ați văzut CD-ul ce l-am atașat la eșafodat dosarului, cred că și astăzi ați rămâne oripilat. Este ceva inimaginabil. Cred că niciun doctor legist cred că nu poate să-l vadă acel CD-ul până la capăt. Ei, și atunci noi am cerut ca daunele să fie unele consistente, suma de 200.000 de euro sunt daunele morale și 20.000 de euro daune materiale. Și atenție, am mai cerut ceva foarte interesant. Am cerut ca o măsură complementară, în cazul în care domnul Balaciu va fi găsit vinovat,
În momentul când va ispăși pedeapsa, 5 ani de zile, adică termenul prevăzut maxim de lege, da, există 66 la măsurile complementare în procedură penală, să nu se apropie de cele două fetițe și, bineînțeles, de când doamna Dana Roba, încă Balaciu, actual Balaciu. Cu siguranță că este o chestiune normală. Gândiți-vă că un om care din 3 iunie conduce beat la volan poate să ia o măsură complementară, dar nu conduce 10 ani de zile. Păi și atunci un om care face o faptă oripilantă nu poate, mă rog, să aibă o măsură complementară, nu se apropie de partea vătămată în momentul când va ieși din pușcărie, spun eu, 5 ani de zile, este un timp destul de rezonabil din punctul meu de vedere. Deci am cerut toate aceste aspecte, am cerut chestiunea de judecată și mai mult decât atât, așa cum spuneam, am cerut pedeapsa orientată sau maximul special pe care le prevede legea. Ceea ce m-a frapat pe mine, și cu asta o să închei pledoaria mea, ceea ce m-a frapat pe mine este că la primul termen de judecată, judecătorul de scaun, fiindcă s-a schimbat judecătorul de timp, mi-a respins cererea de schimbare, adică din tentativă la omor cu violență în familie, în tentativă la omor calificat. Dumnezeule, practica judiciară constantă a stat foarte clar că dacă nici în astfel de cauze în care vorbim de o violență extremă, de o cruzime, cum prevede codul penal, da? Care mai e tentativa la omor calificat? Mai mult decât atât, am vorbit de premeditare. Domnule Brancu, cred că dumneavoastră în dormitor, sau mă rog, nu cred că aveți ciocane în dormitor, da? Nu cred că l-aveți așa. Ferească Dumnezeu! Undeva. Ei, domnul Balaciu a avut acel ciocan, din punctul meu de vedere și a clientei mele, doamna Dana Balaciu, cu siguranță că am considerat că este vorba de premeditare. Și am cerut schimbarea de încadrare, schimbarea de încadrare ce ne-a fost însă respinsă. Dar atenție, pe timpul procesului penal, țin să le mulțumesc magistraților, ne-au admis toate probele care au crezut pertinente și utile, iar ieri, în mod, să spun așa, surprinzător, s-au mai cerut de către inculpat 3 cereri, 4-3 cereri, vreau să fac precizarea că au fost respinse de judecătorul de scaun și, bineînțeles, am ajuns să avem și noi, în sfârșit, să spun așa, dreptul la un proces echitabil în baza 6 din CEDO și să se sfârșească o dată. Vorbim de un an de zile din momentul în care Dana a fost violentată. Așa cum spuneam, cred că adevărul, cod la iveală târziu, mă rog, sau dreptate târzie, este una irelevantă și una care nu mai mulțumește pe nimeni. Eu spun că un an de zile, poate că este un termen lung sau poate că nu este, să spun că este un termen rezonabil și cu siguranță adevărul trebuie să primeze. Să nu uităm că această sentință a Tribunalului Timiș, care se va da pe 1 iulie 2024, poate să fie atacată de către noi, de către parchet și de către inculpat. Deci probabil veți merge în apel pentru a schimba încadrarea. Vă prezentul dosar. Da, deci probabil că veți merge în apel pentru a schimba încadrarea, înțelegem lucrul acesta. O singură întrebare, că ați cuprins foarte bine toate amănuntele. Deci, domnul Balaciu, cum vrea să iasă el? Deci, fără daune morale și, adică, ce susține? Adică, cum crede el că iese din povestea asta? Vă dați seama, avocatul pe care îl are, acum Dana știe, nu putem supăra pe el, îl apără interesele clientului. N-am de ce să mă supăra pe ceea ce spune clientul și lucrează cu marfa pe care clientul i-o dă. Dumnealui cere să respingă în integralitate daunele morale și materiale ca fiind nedovedite în opinia dumnealui și mai mult decât atât, mă rog, ca nici fetele, cele două fete, să nu fie introduse în cadrul procesului penal, mă rog, prin o cerere tardivă care s-ar fi depus de Consiliul de Parte Civilă. Vreau să mai fac însă o precizare, ceea ce din punctul meu de vedere este foarte importantă. Domnul Balaciu ieri a cerut atenție, arest la domiciliu și a motivat pe faptul că stă la 60 de kilometri de Dana, adică la 60 de kilometri într-o comună lângă Timișoara, la 60 de kilometri și că nu s-ar putea apropia de dumnei. Dar cine mai miră, domnule Brancu, când a fost acea crimă și 3 persoane s-au arestat la domiciliu la omor sau omor calificat? Ei, ieri au venit și au cerut arest la domiciliu pentru această faptă oripilantă. Eu am încercat să spun judecătorului că daunele morale și materiale, avem și un ghid care stabilesc aceste daune morale și materiale și daunele morale sunt un atribut a instanței de carte care trebuie să fie dovedite. Iar simpla declarația unui martor, a avut Dana doi martori care au fost audiați, a spus că Dana este nou la lucru, este o femeie tare, este o femeie puternică. Da, domnule Brancu, este o femeie tare și puternică, altă femeie nu merge la lucru, așa cum a spus asta Dana. E adevărat. Iar ei s-au legat de faptul că Dana și-a deschis un salon mai mare, mai imens, mai frumos. Păi Dumnezeu... Asta n-are legătură cu cauza. Avem de crescut doi copii, are de crescut doi copii, Dana. Da? Din ce să-i trăiască? Din ce dă fondul, din ce dă pensia alimentară sau din ce să trăiască? Are legătură cu cauza. Cauza în sine e lucru pe care atentatul la viața Danei Roba, acela trebuie discutat, că a supraviețuit, că are putere. Asta este o chestiune care nu are legătură cu... Nimeni nu are voie să atenteze la viața unui om. Nimeni nu are voie să atenteze la viața, libertatea unui om, să ne înțelegem. Știți cum e și
Dumnezeu, mă rog, a stat la masă, știți cu cine, da? Și a fost mușcat după aceea și a ajutat pe toată lumea. Din păcate, ăsta este adevărul care trebuie să-l spune. Trăim într-o lume nebună, într-o lume care ne-a marcat prin acea blestemată de pandemie, continuată cu acest blestemat de război și cu siguranță ne va marca în continuare. Iar noi, din păcate, în loc să fim mai buni, ne-am înrăit. Să nu uitați, domnule Brancu, că orice sfânt, da, are un trecut și orice păcătos are un viitor. Orice om are dreptul la a doua șansă, dar a doua șansă câștigată în mod real și cu celeritate, bineînțeles, și cu demnitate. Demnitatea contează. Și... asumă ce ai făcut. Așa e. Mulțumesc, domnul Bolosin, după faptă și răsplată, că de fapt despre asta e vorba. Vă mulțumesc foarte mult. Adresa de buletin a soțului tău unde e? Exact unde locuiesc eu. Deci el, dacă vrea arest la domiciliu, vrea să stea în casă cu tine? Nu, el zice că va sta la Șemla cu Mica, acolo unde stau părinții lui. Trebuie să schimbă buletinul, că arest la domiciliu, domiciliul este ce scrie în buletin. Adică, în momentul este, e ca și cum ar cere că el trebuie să stea cu tine în casă. Da, nu, vă dați seama că este ceva inadmisibil așa ceva, dar sunt sigură că nimeni nu lasă un criminal pe stradă. Eu cred că, adică, eu să-i facă prietenei mele așa ceva soțul și să-l văd pe ăla pe stradă, în primul rând mi-ar pune viața copiilor mei în pericol. Nu, nici nu mai pot să mă gândesc la ea, că vă dați seama că ei cât mai grav. Eu cred că oamenii vor arunca cu pietre după el pe stradă. Eu asta vreau să cred, când el va ieși din penitenciar. Și să-ți mai spun ceva, prea puțini oameni au mai ieșit de acolo normal la cap. N-ai cum. Adică un câine leaul țin în cușcă. Nu îl faci mai bun. Îl faci mai rău și cu siguranță e pe medicamente ca să poți să dormi acolo. Adică mi-a zis cineva care ești de acolo, a zis să te speli și șobolanii să fie pe lângă tine, să stai lângă colegul de cameră dacă are gel de duș, să curgă apa de pe el pe tine, să te bucuri că el a avut gel de duș. Deci te speli cu apa colegului tău de cameră și așa mai departe. Adică e grav, e horror ce trăiește el acolo. El care... făcea duș de era două, pe dans, da. Da, făcea duș, n-am ce să zic, două ori pe zi. Eu nu știu, nu știu cum. El care a dus pe alții la cușcă, da? El a dus pe alții la cușcă, a lucrat 10 ani la jandarm și mergea și îi ducea pe alții să te ducă alții pe tine. Pentru faptele lui, eu, dacă aș fi președintele țării, asta ar fi prima lege pe care eu aș pune eu. Ai vrut să omori, trebuie să ai... deci... pușcărie pe viață. Dacă ai omorât, atunci să fii și tu omorât. Simplu ca bună ziua. De ce în alte state, de ce suntem în Uniunea Europeană și de fapt legile la noi nu sunt ca în Uniunea Europeană. Femeile nu sunt la fel de protejate ca și în Uniunea Europeană. În Germania, dacă aș fi pățit așa ceva sau în orice altă țară din Uniunea Europeană, cu siguranță era mult mai protejată, cu siguranță statul mi-ar fi plătit operația asta, da? Dar eu am încă banii din donație pe card și voi plăti în Turcia în septembrie din banii aceia. Deci undeva 10.000 de euro mă costă în Turcia, în Timișoara, în România mă costa 50.000, 60.000. Știu, am vorbit atunci cu domnul profesor. Înțelegeți? Da. Tocmai de aceea am și refuzat să mai mă operez în România. Și am zis, chiar dacă mai aștept, plus că nu am vrut să mă operez până la condamnarea lui, ca judecătorul să mă vadă cum arăt. Bineînțeles că el a venit, avocatul lui, când am dus martorii și a întrebat pe martori câți invitați a avut Dana la deschidere. Deci, mi s-a părut ceva... horror. Păi asta bune, e chiar sinistru. Ce legătură are una cu alta? Câți bani face? Deci știți că 10 întrebări trebuie să pună avocatul lui Daniel martorilor mei și 10 avocatul meu martorilor lui. Care era relevanța? Că faci bani, adică n-ai nimic. De fapt, el n-a avut martor, mă scuzați. Nu, deci am venit că eu acum fac bani mulți, că m-a ajutat bătaia asta ca și deci mi-e rău. Mă jur. Așa ceva o asemenea tâmpenie n-am mai auzit. Da, că mi-a adus notorietate, că câtă notorietate a adus necazul ca și cum ăsta Danei. Și dați seama, soră mea și cumnata mea care au fost martori s-a jucat, nu știu, mi se pare că mai stăm cu Dana Roba câteva minute după o scurtă pauză de publicitate, dar mie mi se pare că există o minte bolnavă care poate să zică așa, domne, da, ți-ai luat niște lovituri de genul ăsta. Ți-a crescut notorietate. Plus că mi-a făcut plângere la ANAF și așa mai departe. Hai că vorbim după pauză. Că asta spun. Mai simplu era să cadă la pace decât să ajungă aici. O să vedem de ce. Foarte multe amănunte interesante după pauză. O discuție foarte tare cu Daniela Roba, Makeup Artist, cum o găsiți pe rețelele sociale. Deci ce este posibil ca o asemenea agresiune să fie văzută ca o potențială rampă de publicitate? Eu o asemenea grozăvie în 33 de ani de meserie n-am auzit. Se poate întâmpla orice în această țară. Bun, Dana, merge mai departe.
Miros ai? Ai miros? Nu, încă nu am miros și nici nu voi mai avea niciodată și nici gust. Orice gust, adică eu nu mai pot să gătesc acasă, nu am mai gătit niciodată. De fapt, am încercat să gătesc niște orez, dar nici porcii nu l-ar fi mâncat, pentru că nu mai am gust, nu știu câtă sare, că nu simt nimic. Aha. Și oamenilor le e greu să creadă că n-am gust și n-am miros. Deci, efectiv, nu am gust și nu am miros. Și nici gustul nu-l vei putea... Nu, niciodată, nu... Am rămas cu acest handicap pentru totdeauna. Multe fete în online îmi scriu că ele n-ar putea să trăiască așa. Sunt oameni care au trăit fără mână și fără picior și deci au putut să te trăiască. Te obișnuiești că mâncarea n-are gust și da, voi te obișnuiești, e altfel. Pur și simplu mi-e foame în stomac, mă duc, mănânc și mă gândesc cum avea gust înainte. Deci eu dacă comand o mâncare, mă gândesc ce gust. Eu înainte să vin aici am mâncat un burger și m-am gândit ce gust avea burgerul înainte. Și așa am comandat un burger. Pentru cei care să gândesc ceea ce am vorbit înainte, dați-vă seama cam ce înseamnă treaba asta. Daniela Roba a câștigat în acest an și toată dragostea lui Beni, pe care l-ați văzut chiar la noi la emisiune, și care este în continuare alături de tine. Da, și de fetițele mele. El mă ajută la școală și țin minte când m-a sunat fosta mea soacră de pe telefonul ei și a făcut o conferință între mine și Daniel, că Daniel a sunat să îi spună că nu-mi dă semnătura pentru a putea face pașapoarte fetelor și că el nu-mi dă. Și am întrebat de ce nu-mi dai semnătura, da? Bine, asta mă va motiva și mai tare să te decad din drepturi. I-am spus, de ce? Că tu te vei folosi de semnătura mea și a spus avocatul meu să nu-ți dau. Zic, na, să știi că ai un avocat foarte redus mental, care nu îți face nimic bine decât rău. Nu face decât... cărțile astea se fac bine, da. Nu se fac prost. Exact, na. Și am spus, bine, asta o să... Așa, chiar Cristian îți spun sincer, asta m-a motivat și mai tare să mă duc la expertiza psihologică. Îți spun sincer că mie cu 5.000 de lei mi stătea foarte bine în buzunar cu banii ăia. Adică faptul că eu m-am dus, m-a costat 5.000 de lei expertiza. Plus încă alte 10.000 de euro care am dat la avocați până în momentul de față. Un avocat pe procesul de divorț, alt avocat pe penal. Prima dată am avut unul care, din păcate, am avut unul prost, să zic așa, da, plătit și a trebuit să îl luăm pe cel mai bun. Adică am zis ori. Și atunci așa consider e. Că... Bun. Dana merge mai departe. Muncește? Muncesc foarte mult, Cristian, să știi că a început sezonul nunților și în fiecare weekend, inclusiv weekendul trecut, am lucrat de la 6 dimineața până la 7 seara. Deci la 7 seara nu mai puteam efectiv să-mi adun machiajele. Am sunat o prietenă și mi-a spus, vino, te rog, îți dau cât vrei, vino să-mi faci curățenie în salon, că eu mâine dimineața încep din nou, dar eu acum nu mai pot, efectiv, mă doare colonul, mă doare tot, nu mai știu ce mă doare, să pot să conduc până acasă. Fetele erau, că sâmbătă trecută știi că a fost 1 iunie și... Da. Îți dai seama, toată lumea, păi ce, tu n-ai fost de 1 iunie cu copiii tăi? Nu. Nu. Pentru că eu consider că nu e tată cine te, nu e tată cine te face, e tată cine te crește. Și consider că Beni s-a ocupat foarte frumos de ele și le-a dus, inclusiv cu băiețelul lui mai mic, la tot felul de evenimente cu copiii. Și copiii n-au simțit lipsa ta, dar tu erai la muncă și... Exact. Și seara am ieșit împreună și am mâncat toți împreună. Foarte frumos. Dar... Îți mulțumim foarte mult, Dana. Cu tot dragul. Alte amănunte foarte, foarte elocvente. Coastele sunt bune, domnul, felicit.